Salariile mici și promisiunile mari au făcut pe angajați să recurgă la acest gest. Oamenii spun că s-au săturat de vorbe și sunt dispuși să stea în grevă până ce doleanțele lor vor fi luate în considerare. De cât timp nu s-au mai pus nimic la salarii? Păi de 8-10 ani de zile nu s-a mai pus nimic. Noi ăștia care venit aici, care muncim 8 din 8, stăm la bandă în carieră 8 din 8, avem salariu de nimic. Și trânturii care stau prin curtea îndeprindere au salarii mari. Ia locutare. Noi care avem pe Dumnezeu un salariu mic. Și am 33 de ani de muncă și 51 vârstă, fac în toamnă. 33 de muncă și de minerit. Și am clasa 17 milioane, 11 ce am avut. Și acum zice că 19 milioane, dar noi nici 19 milioane, că dacă nu avem nici minim pe economie, cum... Ei caută să ne prostească cu ce a dat guvernul, cu mărirea asta, că a făcut minim pe economie salariul. Măririle acestea salariale, care pentru unii au fost mari, iar pentru unii mici. Da, suntem nemulțumiți, deoarece noi suntem sub grilă, cum a spus și colegul meu. Plus că nouă, mă scuzați că mă întrerup. Ni s-a promis că ne egalizează salariile. Da. Deci aduc salariile la limita aceea, din contră. Cei care sunt sub grilă, la lor să ne aducă undeva pe minim sau chiar un pic mai sus. Și nu a fost așa. Toți cei care au avut clase mari s-au ridicat mult mai sus, iar noi am rămas tot jos. Minerii se plâng că au primit amenințări din partea șefilor după ce au refuzat să semneze actul adițional. Chiar și așa, angajații spun că nu vor semna noul act negociat pe care îl consideră discriminatoriu. Nu există clasă decât minim pe economie 19 milioane. De ce nu există? De ce nu specifică clasa? Fiindcă e sub grilă. Deci grila care este 16C, 19 milioane, un leu cum ar veni acolo. Ei, nu ne apare clasa, înseamnă că suntem sub grila aceea și nu ne convine. Nu vrem să semnăm. Din contră, când am intrat acolo să semnez, inclusiv domnul director al carierei Roșiuța, a încercat să mă amenințe. Fiind și mulți ingineri acolo, spunându-mi că, i-am spus, domnule, nu semnez așa ceva până nu văd clasa care trebuie să fie acolo. Și domnul director a spus, dacă nu semnezi, lasă că data viitoare nu vei mai semna nimic. Conducerea Complexului Energetic Oltenia nu a coborât la protestatarii. Aceștia au fost invitați la discuții în sediul central din zona gării, dar pentru că au refuzat, angajații de la pază au ieșit să-i legitimeze. 31-33-03. Toată Roșiuța, nu? Da, cariera Roșiuța. Dar de ce le luați astea? Trebuie să-i notăm că-i cheamă de un director în seara. Și un echipaj de poliție s-a aflat la fața locului, tot pentru a-i legitima pe protestatari.